suntem aproape pe vârf după pași. A fost probabil cea mai grea ascensiune pe care am avut-o. Voi mai încerca niște pași și voi la câțiva metri pe vârf. De rugăciune. Asta e tot pe astăzi. A fost o expediție destul de scurtă, doar o lună. De obicei putea să țină și două luni și jumătate, dar foarte intensă. Ne-am aclimatizat foarte repede, a fost destul de dur, pentru că am zburat cu elicopterul în apropierea taberei de bază. Apoi am mers o zi pe ghețar, cam 15 km, destul de accidentat. Am ajuns foarte obosit, de-abia am ajuns și apoi am început ascensiunea muntelui destul de rapid. În două săptămâni deja dormeam la 7000 de metri, deci ne terminam aclimatizarea. Am așteptat ziua de vârf, care a venit foarte repede, au fost un val de căldură în India și am putut și noi să urcăm, fiind pe un munte în Nepal, la granița cu India. Am urcat destul de rapid în 4 zile, numai că ziua de vârf a fost cea mai lungă zi de ascensiune pe care eu am avut-o până acum în Himalaya, 14 ore. Probabil că pare mult, dar pentru mine eram obișnuit cu 9-10 ore. Și o diferență destul de mare, ți se termină mâncarea, ți se termină apa, începi să fii deshidratat, să ai halucinații, e destul de dur. Am reușit să cobor repede, în schimb, coborârea a fost mai rapidă pentru că muntele e foarte înclinat, erau curs fixe și după 20 de ore de ascensiune am reușit să mă întorc în ultima tabără, apoi ne-am mai luat încă două zile să ajungem în tabăra de bază. A fost așa o experiență pe care până acum n-am avut-o și nu credeam că o să mai am, acum mai am câțiva 1000 de urcat, dar într-adevăr e al treilea munte al lumii și e cunoscut că este dificil. A fost una dintre cele mai lungi și grele. Șansa mea a fost că nu a fost foarte frig, am avut un echipament foarte bun. Și față de Everest, unde am suferit de frig, aici a fost acceptabil, doar bătea vântul din când în când, dar nu mi-era tot timpul frig și am putut să folosesc energia pentru urcare. Sus, da, nu prea am apucat să mă bucur pentru că știam că sunt foarte târziu și trebuie să mă grăbesc. Chiar un șerpaș cu oră înainte de vârf mi-a zis, du-te și întoarce-te cât poți de repede pentru că e târziu. Plus că lângă vârf sunt morți și e o imagine care te face să te gândești încă o dată, dacă nu te-ai gândit până atunci, că ești foarte expus, mai ales că eram singur pe tot muntele, nu mai era nimeni pe o rază de câteva ore, care n-ar fi avut cine să mă ajute dacă aveam o problemă. Trebuie să fii foarte atent să nu pățești nimic, să nu-ți rup un picior, pentru că acolo rămâi.
Și când ajungi pe vârf, nu te poți gândi decât să-ți faci pozele. De data asta n-am mai putut să fac poze cu stea, cu sponsor, bătea foarte tare vântul, era frig și n-am putut decât să scot camera să filmez 3-4 minute, e un film de vârf, dar n-am mai putut să fac nimic altceva decât să filmez 3 minute și să cobor, pentru că mă simțeam foarte expus. A fost probabil cea mai grea ascensiune pe care am avut-o. Voi mai încerca ce faci și voi urmă la câțiva pe vârful sfârșului aceea sunt steagurile de rugăciune. Asta e tot pe astăzi.